Bună seara, prieteni! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit, dragi iubitori ai sportului, special ai fotbalului telormănean. Avem vești bune, avem lucruri pe care, de ce nu, putem chiar să le și sărbătorim. După ani și ani, suna un cântec al unei trupe rock. Sigur, voi veni. După ani și ani, iată că o echipă telormăneană reușește să acceadă în fotbalul divizionar, la nivelul Ligii a treia, deocamdată, obținându-și calificarea pe teren, în urma unui meci de baraj. E vorba despre reușita pe care a consemnat-o campioana antitră a județului Sporting Rășiori de Vede, sâmbătă 21 iunie, în meciul de baraj contra campioanei Bucureștiului, Compressed Gym București, în meci de baraj contând pentru promovarea la Liga 3. După calculele noastre, acum în memoria nu am verificat datele înainte, dar cred că de prin anul 2008 nu s-a mai întâmplat o astfel de performanță ca o echipă telurmăneană să acceadă la Liga 3 în urma unui câștigării unui meci de baraj. Au mai avut reprezentante până anul trecut, dar cumpărându-și locul. Sporting Rășiori de Vede, dragi prieteni, așadar, al doilea an consecutiv, campioana județului, după ghinionul de anul trecut contra celor de la FC Balș, un 1-0 dintr-un autogol. Iată că se întoarce de la Znagov, de pe stadionul Voința, încununată de laurii unei promovări în Liga 3. Dragi prieteni, am plăcerea de a vă prezenta invitatul în această seară, omul zilei am putea să-l numim, sau omul anului în fotbalul telormănean, Gabriel Vădurescu, președintele Sportingului Roșior de Vede. Bine ați venit, domnule președinte! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Nu sunt omul zilei, nici. Dar Sportingul este echipa anului. Da, Sporting pot să spun că este echipa care și-a câștigat pe deplin accederea în Liga 3 după o muncă, să spun așa, de 2 ani de zile, pentru că noi am început un proiect acum 2 ani de zile. Și dacă anul trecut am avut un eșec, am câștigat tot ce se putea câștiga la nivel județean, la nivel național, când am mers mai sus, am clacat un pic, v-am spus la vremea respectivă, și tinerețea lotului și experiența ne-a făcut ca să nu ne întoarcem învingători de la jocul de la Pitești. În vară, să știți că nu ne-a fost foarte ușor, am să o luăm de la capăt. Am avut o discuție cu consiliul director al clubului, am primit girul de a merge în continuare și de a aduce echipa la baraj, cu toate că la momentul respectiv nu mă feresc să spun, am spus că dacă cu un an înainte am fost sigur, aproape sigur că voi câștiga, pentru că nu aveam concurente foarte puternice. Mă refer la vremea aceea, doar Vârtoape ne-au pus ceva probleme. Anul acesta veneau 4-5 echipe, chiar 6 echipe foarte bune, și mă refer aici și la Alexandria, cu un lot de jucători foarte bun și marea lor majoritate. Era videle, Marea lor majoritate. doreau promovarea. Nu, rămăseseră de jucătorii de Liga 3, videle care veneau cu un suflu nou, cu un președinte nou, cu o conducere nouă, câțiva jucători noi. La Brânceni, o treabă foarte frumoasă, a făcut acolo foarte bună și foarte profesionistă, din punctul meu de vedere, primarul de acolo și cu Marian Botea. La Țigănești, ducându-se Florea, la fel, a făcut o echipă competitivă. Oltenii, care erau o echipă cu tradiție, de 7-8 echipe care puteau să pună probleme. Eu am spus la momentul respectiv că nu știu dacă voi termina, n-am garantat că voi termina pe locul 1. Cu ambiție, cu muncă, cu sacrificii, am ajuns să câștigăm dreptul de a participa la baraj. Ce s-a întâmplat? Sâmbătă ați văzut și dumneavoastră, probabil că ați văzut și dumneavoastră și a văzut toată lumea, am câștigat și sperăm să mergem în continuare, să facem o figură frumoasă în Liga 3 și nu să fim decât, să zic așa, simpli pasageri Figuranți pe la Liga pe 3. la Liga 3. Domnule președinte, a fost un sezon lung, a fost un sezon greu pentru privitori, pentru ziariști, pentru mine personal a fost un sezon foarte interesant. Sper să apucăm și la anul, să avem parte tot așa de un sezon foarte încins,
și foarte ridicat calitativ. Spuneați de cei doi ani în care ați luat titlul, de obicei nu prea există continuitate în fotbalul telormânean, în sportul telormânean, în general nu există continuitate. Ați câștigat lejer sezonul 2012-2013, chiar dacă diferența de puncte nu a fost foarte mare, spuneați de Vârtoape, apoi s-au retras, mă rog. Sezonul ăsta ați avut 78 de puncte cu 24 de victorii, 6 egaluri, nicio înfrângere, 93 de goluri marcate, 15 primite. Cifrele, dacă nu am face apel, eu știu, la imagini și la amintire din sezoanele pe care le discutăm, am spune că cifrele arată că dumneavoastră ați galopat sezonul ăsta. Dar toată lumea știe că până la un moment dat FCM-ul și Pami Maiovide s-au ținut foarte aproape dumneavoastră. A fost o luptă încrâncenată. Undeva meciurile directe au făcut diferența. În cele două jocuri noi am câștigat am făcut meci 1 la Videle și am câștigat cu Alexandria acasă, iar în retur am câștigat cu Videle acasă și am făcut meci 1 la Alexandria și aici s-a făcut undeva diferența. Au fost și cele două, trei jocuri, da, și sincope, și cele două, trei jocuri unde au fost câteva egaluri. Unul la Traian s-a întâmplat, atunci nu poți să ai un parcurs perfect niciodată. N-ați mai jucat finala Cupei României, va elimina. Da, haideți să o luăm din vara 2012, atunci când a ratat barajul. Multă lume dătea ca desfințată echipa sau ca, știți, circulau multe zvonuri, unele nu s-au concretizat. Nu, au circulat foarte multe, deci foarte, foarte multe zvonuri și de plecarea mea și de, nu, astea sunt principalul finanțator. Problema s-a pus în felul următor. Am văzut, în primul rând, eu în 2012, când am preluat echipa, am preluat-o cu 3 săptămâni înainte de a începe campionatul, n-am avut foarte mult timp la dispoziție pentru a aduce câțiva jucători de valoare și vă spun sincer că mi-a fost foarte greu să aduc jucători de valoare la Roșior, nu la Roșior, și la orice echipă. Nu vin pentru că dacă aud de Liga 4 din start, indiferent ce condiții, indiferent ce salarii, e foarte greu să aduci jucători de Liga 3-a, să-i aduci și la Liga 4-a. Vreau să vă spun că de duminică după masă până astăzi mi-a sunat telefonul în continuu foarte mulți jucători propunându-se la Roșior și câțiva impresari, pentru că Liga 3 este altceva. Se duce undeva spre profesionist. Liga 4 noi am făcut-o profesionistă din punctul nostru de vedere și ca salarii și ca condiții de pregătire, dar totuși e Liga 4, nu vor să vină foarte mulți jucători. E nivel județean. Liga 3 e altceva. E rampa spre adevăratul profesionalism. Oficial, da. E profesionalism, pentru că oficial, da. Oficial e, da. Profesionalism, dar anticamera profesionalismului, pentru că, de adevăr, cred că la Liga 3 sunt câteva echipe foarte solide, bine antrenate, care poate nici nu vor mai departe, pentru că acolo vor să cantoneze. Sunt foarte realiști conducătorii și știu foarte bine că jucăm pentru public, pentru comunitate și suntem acolo mereu prezenți, dar și acolo e o situație volatilă. De multe ori vedem echipe care se retrag. Așa este, adică, la momentul când, da, mai este și entuziasmul ăsta și la momentul când nu fac față, clachează și nici cel puțin nu mai au echipă în Liga 4. Pentru că eu consider că... Să fii vreun impresar. Nu știu. Așa, spuneți, sunt la... Am constatat că nu pot face față numai cu jucători tineri. Eu am încercat să am jucători tineri, să merg numai cu jucătorii care am găsit acolo, plus câțiva jucătorii tot la fel tineri și să încerc să atac promovarea. N-am putut, am văzut greșelile care le-am făcut din punctul ăsta de vedere și anul trecut în vară am adus un Mitică Moșteanu, am adus un Bârsan, am adus un Bocănete, un Niță, care eu am fost mulțumit parte de el, jucător cu experiență. Floricel care a plecat. Un Floricel care la momentul respectiv, el a venit în iarnă, a spus că nu puteam să-l țin la voluntari, avea un salariu de 4 ori mai mare decât la Roșior. Vă dați seama. Alt eșalon? Da, alt eșalon, nu puteam. Deci indiferent când mi-aș fi dorit eu să-l țin, el stătea cu gândul numai acolo și am preferat să-i dau drumul și să meargă mai departe și să mergem cu ce avem. Am adus și 4 jucători care, v-am spus, din punctul meu de vedere, și-au făcut pe deplin datoria, chiar dacă nu sunt roșiorieni, v-am spus, eu nu sunt adreptul
patriotismul nostru local. Nu, eu consider că cine își face treaba, indiferent de unde este, trebuie să fie plătit pentru asta și cam atât. Nu... Aveți un roșiorean în JetBeJet? Sunt în echipă, sunt 4-5 roșioreni sunt. Care sunt? Lecoviște, Sitaru, Găiceanu, Urâtu, Vișan. Sunt mai mulți, 4 dintre ei sunt titulari. Da, și Vișan și Sitaru, da, mai sunt puțin, Lecoviște, capitanul echipei. Da, sunt câțiva. Nu, apropo de problema asta, să știți că la Roșu nu este capitan de echipă. Capitanul de echipă păi este așa echipa. Așa leau pe foaie. Când... Da, după foaie. Prin purtarea simplei banderole, atât. S-a dar... și impus de multe meciuri, Lecoviște să... Eu vreau să vă spun capitan. Că, da, grupul acesta de bătrâni, să le spunem așa, Bărsan, ați văzut cum aleargă la 38 de ani, Moșteanu la 33, Moșteanu fiind coleg și cu mine la Bere Roșiori, cu Moșteanu noi am jucat împreună la Bere Roșiori. La Robema. La Robema, da. La Robema. S-au impus și au strâns echipa în jurul lor și cred eu că a ieșit destul de bine. Anul trecut am mers încrezător la Pitești, credeam că o să rupeți barajul. Acum, sincer să fiu, suntem în direct, ne bucură pe toți, sau mă rog, cel puțin oficial, ne bucură pe toți în județ promovarea Sportingului. Pe mine, chiar sincer, mă bucură lucrul ăsta. Când auzisem de campioana Bucureștiului, aveam așa o strângere de inimă. Cred că mă impregnasem și eu de complexul statelor mănean. Știți că noi am mai avut echipe la Liga 3. Până sezonul ăsta am avut reprezentante. Am avut chiar două consecutive. Odată a fost și Petrolul Videle, actualul PAMI mai Videle, era și FCM-ul, au scârțuit destul de rău ambele, au dispărut de pe acolo, dar își, cel puțin ultima reprezentantă își câștigase locul altfel, nu pe teren. Da. De FCM vorbim. Dumneavoastră, în anul trecut, în vară, când ați pierdut, așa cum ați pierdut, nefericit, până la urmă, din punctul meu de vedere, meritați să câștigați. Joc, e un singur joc, fotbalul are nedreptăți ca și viața. V-ați gândit sau ați luat vreun moment în calcul ideea, ipoteza ca Sporting să forțeze intrarea în Liga 3-a, cumpărându-și, se găseau locuri. Împreună cu primăria. Se putea. Haideți să vă spun. V-ați gândit? La un moment dat, anul trecut, domnul primar se gândise și la soluția asta și am spus că nu suntem pregătiți pentru a lua un loc în Liga 3-a. Și cheltuielile sunt foarte mari. Și nici satisfacția nu e aceeași când cumperi un loc. Și Doamne ferește, am spus, dacă vom claca, toată lumea ne va înjura și toată lumea ne va acuza că nu suntem în stare de nimic, am cumpărat loc și am clacat. Și atunci am preferat să o luăm încă o dată de la început. A ieșit bine, dar țineți minte, dacă vă aduceți foarte bine aminte, în declarațiile mele am spus la începutul campionatului și astăzi am spus așa, anul acesta cine va câștiga campionatul județean nu va avea foarte mari probleme la baraj, va câștiga și barajul. Țineți minte că v-am spus lucrul ăsta pentru competiția a fost destul de dură, cu excepția ultimelor 3-4 etape, dar să știți că competiția a fost destul de dură la nivel județean și... Eu zic că aici a fost numai în folosul campioanei lucrul acesta. Pentru ați că avut adversari serioși și FCM-ul, ce să mai, o echipă de Liga 3-a, practic, cu CV-ul jucătorilor de Liga 3-a, Videle, până la un moment dat... Da, Videle, Brânceni, v-am spus, Oltenii, deci toate echipele, Țigăneștiu, Plosca, Zimnicea, chiar noi am avut probleme la Zimnicea, țineți minte că am avut probleme la Zimnicea, am avut probleme la Traian, la echipele mici. Am avut probleme. Poate și tratând undeva de sus și ați văzut ce se mobilizau mai bine, da, cu da. Sportingul, cu Alexandru, toate echipele. Deci toate echipele din județ se mobilizau cu noi, roșiori. Cu Roșiori, cu Videle, cu Alexandru și era normal. Eu consider că e normal ca toată lumea să-și dorească să bată Roșiorul. V-ați gândit și la loc în ligă? Că asta da, am avut o discuție, v-am spus că anul trecut, chiar am avut o discuție pe tema asta cu domnul primar și până la urmă dânsul a înțeles și din explicațiile mele și a rămas totuși să facem o echipă, dar v-am spus. Și spun sincer,
Nu am mai garantat. Dacă acum 2 ani garantasem locul meu de... Nu, deci să știi, competiția n-am mai garantat. Cu singura, am spus, în funcție de jucătorii care pot să-i aduc. Pentru că aici era, asta era problema. Problema era dacă pot să ajung jucător, pot să convinc jucător de valoare să vină la Liga 4. Asta era singura problemă. Și ați reușit câțiva să aduceți? Am reușit să aduc 3 jucători de la Caracal, toți 3 jucători care anul trecut au terminat pe locul 2. În seria 3-a, dacă nu mă înșel. S-au bătut la promovare. Deci aici spun Bocănete, Moșteanu, Niță și cu, de fapt 4 și Costel Bursan. Deci am avut 4 jucători de valoare. Axul echipei, cum ar fi scheletul, oamenii cei mai constanți în joc, fără prea multe fluctuații. Da. Ei au fost foarte, foarte siguri. Domnule, haideți să vedem câteva imagini. Dacă avem pregătit acel mic generic cu imagini, avem un montaj foto, am preluat de pe Teresport, colegul Cristi și cunoștința noastră comună care a fost acolo. Noi avem o colaborare cu el, el ia de la noi, noi luăm de la el, de la Telesport, a fost prezent. El este roșiorean și acum, fiindcă Roșioriu s-a calificat, este și suporter al... Da, el ne-a ajutat și în efectuarea acelor programe, în programe în care le-am editat meci, noi și ne-a mai ajutat. E un pasionat de fotbal și un iubitor al fotbalului roșiorean. Un aer, știți, eu am fost, când am fost la Videle și la Videle în special, orașul e foarte mic și e greu să ai alte repere, dar fotbalul a rămas în continuare o pasiune la Videle și una dintre roșiorii mai mare și alte repere, nu doar fotbalul, dar se simte acolo în aer și pe străduțele alea din jurul stadionului și acolo când mergeam să luăm o cafea, lumea vorbea de fotbal. Pe la turnul nu știu cum e, dar și prin celelalte orașe nu prea am văzut așa. Adică oamenii pe stradă se întrebau, băi, merge Rova, nu merge, deci cerau păreri. Nu, eu vă spun pusese că și la turnul și la Zimnicea, dorința de fotbal, să știți că există, dar dacă nu există, dar nu auzi lumea vorbind, nu, dacă nu există și calitate, și rezultate, să știți că atunci oamenii devin indiferenți. Asta vă spun din propria experiență. Haideți să vă spun ceva. Eu, dumneavoastră știți foarte bine, eu în 2009-2012 am fost președintele FCM Caransi Tădeș. Vreau să vă spun că am început cu 100-150 de spectatori și la ultimul joc, când am jucat cu Metalul Reșița, un gen FCM Alexandria Rova Roșiori, am jucat cu 3500 de spectatori. Asistență record pentru chiar și... Și un teren foarte mic. Nu vă spun că au stat în Gheșuiș, că capacitatea lui maximă era în jur de 1500. Jucam pe un teren exact cum îl avem noi pe cel de la Robema. Stăteau oamenii pe garduri. Deci, unde e calitate, oamenii să știți că vin. Și vă mai spun tot din experiență, la un moment dat, la 2005-2008, dacă știți foarte bine, am avut o echipă foarte bună la Roșiori. La fel, am început cu... Să ați spun dus 200... și pe Liga a doua ați ajuns atunci, nu? Nu. Totdeauna am fost acolo sus, dar nici nu ne propusesem la vremea aceea să promovăm, dar am făcut o echipă competitivă. Totdeauna terminam în primele 5 locuri. La un moment dat eram în tur pe primul loc, după aia am rămas pe locul 3-4. Și vreau să vă spun că la un moment dat Roșiorul juca în jur de 2000-2500 de spectatori și tot. Vindea bilete de 1000 de bilete. Vindeau. De multe ori, publicul vine la stadionul Roșiori. Aveți galerie sau galerii, mă rog. Da, sunt două facțiuni. Zimnicea mai avea legiune, Zimnicea în rest n-am mai văzut. A dispărut odată ce echipa n-a mai... V-am spus, acolo unde este calitate și unde este seriozitate, lumea vine la și... La Roșiori am văzut galerie, în schimb. Roșiorul totdeauna a avut galerie și atunci când echipa mergea mai rău, 2010-2011, mai rău, era în Liga 4 și nu avea un obiectiv, și atunci au avut galerie. Care a fost ultima reprezentare a Roșiorului la fotbalul divizionar? 2008. 2008 era Robema sau? Rova Roșiori. Rova Roșiori. Eu atunci eram președintele executiv al Rova Roșiori, din 2005-2008. Aveți experiență la nivelul ăsta divizionar, ați văzut cu ce se mănâncă fotbalul acolo, v-ați încămat la un proiect. Dom'le, mare lucru și cred că și telormănenii, roșiorenii odată cu ei, au învățat să transforme un eșec într-o victorie. Experiența nefericită de anul trecut a făcut să vă întărească, să vă faceți o analiză
să priviți lucrurile foarte realist și să vă încămați iarăși la un lucru fără să mai aveți garanția că veți mai juca barajul. Da. Fără să mai aveți garanția că veți mai juca barajul. Ați adus antrenor bun, Șoavă și-a reluat colaborarea până în etapa a 9-a, cred că a fost ultima. Etapa a 7-a. A 7-a, a fost apoi secundul Iulian, Petre Iulian, Petre după Iulian. Care ați adus iarăși un antrenor cu CV-ul. Da, v-am spus chiar atunci, dacă am avut CV-ul. o emisiune tot la dumneavoastră, dacă nu mă înșel, atunci v-am spus, cine vine. V-am spus profilul de antrenor care îl caut și cred că l-am găsit, sau cel puțin v-ați lămurit și dumneavoastră că... Cristi Negru a fost omul potrivit pentru Roșiori. Da, eu la vremea respectivă am spus că caut un antrenor care, în primul rând, din punct de vedere financiar, să nu fie foarte scump, să fie antrenat cel puțin la Liga 3-a și să aibă cât de cât experiență. A fost greu, pentru că am foarte multe, foarte mulți prieteni, foarte multe cunoștințe în lumea fotbalului, fiind și observator. Merg la foarte multe jocuri, ne cunoșteam de mult timp, aveam referințe bune despre el. Pentru că lista mea, să știți că a fost mult mai mare. Era vreun telormânean pe lista asta? Da, era și un telormânean. Nu-i putem spune numele. Vreau să vă spun că la un moment dat m-am gândit la Marian Botea. Dar la el m-am gândit și eu. Da, la vremea respectivă m-am gândit. Acum vă spun, nu mă feresc, era pe lista mea. Era și atunci, la vremea respectivă, l-am avut și pe Romică Ciobanu, fostul antrenor care am lucrat, Alexandre, cu rezultate foarte bune. După aceea am lucrat o perioadă la Caransebe și am discutat cu el. Avea niște business-uri la Pucioasa și a spus că nu poate să vină și el mi l-a recomandat la vremea respectivă pe Marian. Da, probabil că odată o să vină și rândul și lui. Nu știu. Făcă o treabă bună la Brânceni. Nu bună, foarte bună. Uitați-vă, a câștigat Cupa României cu o echipă care... A făcut egal cu Sportingul. A făcut egal cu noi. Da. Nu e ușor. Nu era ușor cu o echipă care nu făcea pregătire centralizată. Veneau 4, 5, 6 la antrenament. Ce se întâmplă? Lui Marian îi place meseria care o face și dacă o face cu plăcere, să știți că de multe ori și iese. Atunci când faci lucrurile doar de dragul de a le face sau din interes material... Nu totdeauna ți ies, dar nu totdeauna și te cam păcălești singur, așa, ca să spun. Sfurc singur căciula. Da. Bun, ați nimerit cu Cristi Negru. Doamne, acum putem răsuci puțin și cuțitul în rană, pentru că rana s-a închis, acum e strandafir de acolo, crimii, sunteți în Liga 3-a, totul e bine și frumos. În ultimele 2-3 săptămâni, chiar o lună, Teresportul și alte site-uri sportive din județ, ale ziarilor, informau periodic pe cei interesați despre frământările din sânul echipei. Și mulți jucători, atunci când plecau, că au fost oameni care au plecat, nu neapărat dezertori, s-au întors, o să discutăm și despre ei. Dom'le, plecăm, avem o relație foarte rece cu Cristi Negru. A fost un meci pe care l-a jucat pe teren neutru, a câștigat 6-0 contra Metalului Peretu și jucătorii au avut un mesaj subliminal. Au dedicat victoria lui Șoavă. La Mâldăieni, unde a jucat? Mi-aduc aminte, da, la Mâldăieni. La Mâldăieni, un 6-0, da. Mă rog. Și atunci citind știrea aia, mă uitam, zic, măi, atunci pentru mine a fost un semn de întrebare, e un tip dur. Spuneați că la el nu există decât profesionalismul, munca și seriozitatea. Da. Nu joacă numele și numărul de pe tricou. Corect. Da. I-a ieșit. I-ați dat toată încrederea, până la urmă... Haideți să vă explic acum, să vă dau câteva detalii. Vă rog. La momentul când a venit Cristi la Roșiori, când a preluat echipa, am intrat în cabină, l-am prezentat ca noul antrenor și din momentul de față nu m-am stat și am supravegheat un pic procesul de pregătire, disciplina care o impune, constatând că toate lucrurile sunt ok. Ușor, ușor am început să dau cât mai puțin pe la stadion și să intervin doar atunci când este cazul. Pentru că lucrurile mergeau foarte bine, n-avea rost să le dereglez atunci. Între timp au apărut mici șicane, să le spun așa. Într-adevăr, au plecat câțiva jucători, cei care eu am vrut să-i întorc înapoi, i-am întors. Am avut discuții cu fiecare parte, cei care n-am vrut, i-am lăsat să plece. Vă dați și, probabil că ați observat lucrul acesta.
Da, Cristi este un antrenor mai dur, este profesionist 100%, lucru care dumneavoastră știți și eu am pus foarte mare accent de la început pe disciplină. Uitați-vă că am câștigat în 2 ani de zile de 3 ori premiul Gnauf. Suntem echipa cu cele mai puține cartonașe și suntem echipa cu... Doar eu am fost suspendat o singură dată sau de 2 ori. Și astea... Nu avem jucători suspendați, nu avem singurul care... Eu, la momentul respectiv, le-am spus jucătorul, lăsați-mă pe mine să mă cer, pentru că eu nu pot să pățesc nimic. Voi o să fiți suspendați, nu o să jucați. Se simte la echipă. La mine, mai puțin sau deloc, pentru că, indiferent, eu stăteam în tribună. Aveați volum și de acolo. Da, Florin v-am spus, din punctul meu de vedere a fost ok și meritul este și al lui, pentru că echipa a jucat în tur pe ce a gândit el. În retur a venit cu altă strategie. Un nou impresar? Nu, mă sună cineva de la Plusca să-i confirm dacă sâmbătă am înțeles ca un memorial și ne invită cu echipa de juniori și nu... Trebuia să-i dau un răspuns. Probabil că o să-l sun după emisiune. Și continuați. Florin, într-adevăr, era foarte, foarte apropiat de jucători. Adică nu-i certa. Mai mergea la un suc. Pe câtă vreme... Nu l-am văzut zâmbind pe Cristi niciodată. Cristi Bara, zâmbind după Bara. Știi ce? Pe mine m-ați văzut zâmbind. Pe mine m-ați văzut zâmbind vreodată. V-am spus, acum toată lumea a zâmbit și era normal. Dar noi nu câștigasem nimic. Aici câștigasem doar un drept de a participa la baraj. Dreptul de a spera. Noi ne-am pregătit un an de zile pentru a câștiga acel joc până la urmă. Și ușor, ușor am stat de vorbă și cu Leco, care a avut o ieșire, să spun eu, la care a văzut că el a greșit. Cine a mai fost? Vișan, care e mai tânăr așa, l-a luat un pic valul. Dar ușor, ușor, jucătorii au văzut că... Gavriș Portar a plecat înțeles. Definitiv, dar nu din vina antrenorului. Nu a plecat din vina antrenorului, a și declarat-o, A plecat în Franța. Nu în Spania. M-a sunat după meci să ne felicite, a spus că i-am văzut alege altceva în viață. I-am urat succes și atât. Ce puteam să fac, nu puteam să țin jucători. În rest, jucătorii, cei doi jucători care au plecat, Niță și cu Matei, au plecat pentru că ei au jucat mai puțin și erau nemulțumiți de statutul de rezervă. Acum v-am spus, nimeni nu e titular ușor. La Cristi, doar cine se antrenează și cine dă informația la momentul respectiv că informă, ăla joacă. Un lucru care spun eu că e nu bine și foarte bine. Un lucru care e un antrenor care se respectă. Niță și Matei, nu i-ați mai întors, deci... Nu am mai vrut să-i întorc, eu nu am mai vrut, pentru că îi întorceam și pe ei, dar nu am mai vrut să-i întorc. Ei v-am spus, ne-au ajutat mai puțin sau chiar deloc, pot să spun Niță dacă ne-a ajutat în tur, Matei nu ne-a ajutat decât la un joc și atât. Vreau să vă spun că a avut asta tupeu de Matei cu 3-4 zile înainte de baraj și m-a sunat să-l primesc înapoi. Și el și taică-sul. Vă dați seama câtă minte are și jucător la 32 de ani să sune taică după mine asta mă surprinde foarte mult când la Roșiori, la liniște, erați plecați pe un culoar, erați scăpați în campioană. Se vedea barajul, cum se spune. Și în momentul ăla încep să apară informații. Dumneavoastră credeți că e ușor să nu e ușor să ții o echipă și sunt 20-25 de caractere? Jucători cu personalitate. Credeți că e ușor ca pe Bârsan la 38 de ani cu 200 și ceva de jocuri în Liga 2, pe Leco, pe Moșteanu? Vorbesc de jucătorii cu experiență și care au avut state la Liga 1 și a 2 să-i ții. Adică să-i ții aproape e foarte greu. Eu cred că am știut și să fac lucrul acesta și rezultatul s-a văzut sâmbătă la baraj când toată echipa, dacă era nevoie să muște din teren, mușca din teren pentru a câștiga jocul. A fost un teren greu? Ploase sau a plouat? Da, a plouat înainte de joc, o oră. La 18:06 seara. Da, da. Cam așa, da. Așa a început meciul. A fost un 1-0 marcat de Lăcoviște, dintr-un penalti, Marius Lăcoviște, nu? N-a marcat el? Da. Iată cum e viața și cum e fotbalul. Un jucător cu o săptămână înainte dat dispărut. Da, n-a dispărut. El a spus că nu se antrenează și în momentul că eu am intrat în cabină, vă spun tot filmul, acum nu mai e niciun secret, a spus nu mă antrenez. Ok, cine nu s-a... Eu am avut o discuție cu ei în săptămâna premergătoare cu antrenamentul și a spus eu nu mă antrenez. Ok, cine nu se antrenează este afară.
din cabină. Discut numai cu jucătorii care se antrenează. El a ieșit, el, după care și Vișan, ies și eu, poftim și tu. Mai e cineva care vrea să iasă? Ceilalți nu și-au exprimat dorința de a ieși? Am discutat doar cu cei care... Da, am discutat doar cu cei care au vrut să antreneze. Peste câteva zile a revenit Vișan, apoi a revenit și Lecoviște, de altfel și într-o emisiune la o televiziune concurentă a dumneavoastră, Lecoviște a intrat în direct și a spus că el a greșit. Am văzut declarația. Vreau să vă spun ceva. La momentul când am discutat cu el, am spus, nu știu dacă arăți că săptămâna asta arăți că poți să joci și să duci meci, ok. Dacă nu, să știi că nu vei juca. Și informația, da, cu seara înainte eu am vorbit cu Cristi, la mine în birou, am stat de vorbă și i-a spus, eu îl pun pe, îl joc cu Lecoviște și îl pun și capitan de echipă ca să vadă că nu am nimic cu el. Normal, după atitudinea care a făcut-o, nu cred că mai merita să fie capitanul echipei. I s-a dat încredere. Da, și Cristi a zis, ca să vadă că eu nu am nimic cu el, îl pun și capitan de echipă. Normal, capitan de echipă după plecarea lui devenise Costel Bursan și cu Moșteanu. Și apar fricțiuni, adică da. Mie banderola, ăsta fuge, Cristi, îi dai iar banderola. Da, Cristi, că Leco a fost capitan atâta timp cât a jucat. La un moment dat, dat 3 sau 4 etape n-a jucat, a fost accidentat. Ușor, ușor era normal să apară alt capitan. Și era Bursan. V-am spus, seara atunci m-a chemat, am stat de vorbă cu el și a spus, nu știu, pe mine nu mă interesează. A spus, dau joc cu Lecoviște și îl pun și capitan de echipă. Și vedeți, eu zic că a fost inspirat, i-a arătat că poate să joace Leco, pentru că dacă nu arăta la săptămâna aceea, nu juca. Juca, cu, dacă nu mă știu, cu Dodoacă, mijloca central. Bine, până la urmă totul e bine când iese cu bine, mă înțelegeți? Știți da, cum da, da, așa spun toți specialiști. Dom'le, acum a fost bine, totul e ok. Dacă se întâmpla iar minunea, nici nu mai are rost să... Era greu. Dacă se întâmpla, era, vă spun, eu că era greu. Eu m-am întrebat o săptămână echipa, ce face dacă nu... Nu, echipa nu putea să desfințeze. V-am spus, echipa n-a început cu mine, nu se termină fotbalul cu mine și la rușor de vede, mă refer. Dar nu la nivelul ăsta. La nivelul ăsta, 100%. Se mergea pe o... Tineri. A lotului, probabil un an, doi de zile, stăteau în Liga 4 și încercau... viitorul apropiat să fac o echipă și să încerc eu iară să atace seria. Da. Sunteți în Liga 3-a. Aveți un staff nu prea numeros, e foarte... mi-am notat, dacă să nu greșesc, etapele întâi a noua scrie aici, a zis dumneavoastră a 7-a. Nu, puneți 1-7? 1-15 puneți-le, indiferent dacă 1, a fost... 1-15 Florișavă, cu interimatul lui Petre Iulian. Chiar dacă nu a fost Florin, toată munca și toată, să spun eu, tot ce s-a făcut... A fost gestionată de Petre Iulian, dar era munca lui Florin Șoavă. Cum toată munca a fost a lui Florin Șoavă. În vacanța de iarnă, între tur și retur, a venit Cristi Negru. El spunea dumneavoastră atunci că are contract și înțelegere cu Sporting Roșilor de Vede până după meciul de baraj. Alți oameni în staff, delegat Marius Nica, masor Răzvan Fertu, am zis bine? Fertu? Da. Și președinte dumneavoastră, Gabriel Vădurescu. O listă scurtă. Foarte scurtă. Scurtă. Nu doar că e o listă scurtă cu cei mai importanți oameni, cam ăștia sunt toți, nu? Da. La Liga 3-a lista trebuie să fie mai lungă. Ar adică trebui să trebuie să fie o pagină mai lungă. Cel puțin. Aici nu, a... nu. Deci fiind Liga 4-a și neavând, v-am spus, nici bugetul nu ne permite... Am considerat, nu sunt foarte mult, nu sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut. Liga 3-a necesită altceva. Probabil că dacă voi rămâne la echipă, voi restructura un pic și din staful tehnic, și din antrenori, și din grupe de copii, pentru că se schimbă un pic și sistemul. Știți că nu mai avem juniori, vor trebui 3 grupe de C, D și E, care noi deja le avem, sunt în formare, Paciurea, Dumitru... Face treabă bună acolo. Are două grupe, o să trebuiască să mai înscriem o grupă, să mai facem o selecție în vara asta și vom umbla, 100% vom umbla la tot ce înseamnă structură. Ce înseamnă la ora actuală Sporting Roșilor de Vede? Înseamnă echipa mare de senior care a promovat în Liga 3, înseamnă echipa de junior care și ea e campioană. Da. Ce alte grupe mai aveți? Nu mai aveți echipa a doua, că anul trecut avea și echipa a doua, dar nu mai aveți. Două grupe de... Cadeți? Două grupe de Căceu și eu, la juniori. 2001, 2000...
2, dacă nu mă înșel. Nu. Eu mai trebuie una pentru mai trebuie și una, da. O vom face, în această vară o vom face și pe aceasta. Când începe competiția în Liga 3, cam începe perioada? Din informațiile mele, în începutul septembrie. Prima parte a lunii septembrie. Până atunci mai este. Suntem pe finalul lunii iunie. Probabil că acum, ultimele zile ale lunii iunie, mari schimbări nu mai apar. Eu v-am întrebat săptămâna trecută, că într-o avancronică așa, meciului de baraj, dacă veți mai rămâne în cazul unui eșec. Nu m-am gândit că e posibil să plecați și în cazul unei victorii. Acum ați spus fraza că probabil dacă mai rămân la echipă o să trebuiască să restructurez întreaga structură, ceea ce înseamnă Sporting Roșilor de Vede, pentru a o echivala cu necesitățile din Liga 3. Rămâneți, nu rămâneți? Ce gânduri aveți? Înțelegerea mea cu oficialitățile a fost... Primesc ați primit răspunsul dacă rămâne sau nu? Necesită și o secretară. Probabil, da. Aveți nevoie de o secretară, da. Că da. E cam trist acolo la casă în birou, e întuneric, e altă. Să cum să e nevoie, da. Probabil dacă voi rămâne, după ce voi avea discuție cu domnul primar și crede că poate să ne asigure condițiile, o să fac un plan cu tot ce ne trebuie și dânsul ne garantează că poate să satisfacă cerințele noastre, care nu sunt foarte mari. Ați făcut treabă bună cu bani puțin față de alte echipe. Nu, și la Liga 4. Am avut bani puțin, într-adevăr, nu știu, nu mă interesează bugetele. Un buget, vreau să vă spun că la Liga 3 acum salariile se vor mări foarte mult. Nu. Acum e o declarație publică, iar va fi greu să aduce jucători. Nu se vor mări foarte mult, dar vom încerca la bonusuri, la prime. La prime, dar la prime acolo încercăm să... punem ceva, să fie mai consistent pentru a-l stimula. Pentru că vă spun, dacă un jucător vine și dai un salariu de 1600-1700 de lei, care, după părerea mea, cam aici ar merita un jucător de Liga 3 să câștige, stă pe salariu. Și nu se ferește să nu se lovească, nu transpiră... Asta fiind primul lucru. Al doilea lucru, niciun jucător la Roșiori nu va semna sub minimum 2 ani de zile. Pentru că există riscul. 6 luni stă accidentat, 6 luni... O lasă ușor. Nu-i plac și... ochii antrenorului? Da. Niciun jucător nu va semna minimum 2 ani de zile. Cine vrea, în condițiile în care sunt impuse de mine, de club, ok. Cine vrea să vină, bine. Cine nu, iară bine. Și v-am spus, săptămâna aceasta voi avea o discuție cu domnul primar. Eu am avut o discuție astăzi și cu Cristi. Vom face și noi un banchet, că acum ne permitem să-i numim banchet. De promovare, da? Da. Și vom pune lucrurile la punct. Dacă voi rămâne, din actualul lot, vor rămâne toți jucătorii, cu excepția lui Vălimăreanu. Dorin Vălimăreanu, care... Care am renunțat la el. Am renunțat de comun acord. Și aici a fost, vedeți, pe asta n-am mai știut-o, domnul ziarist. Și aici a fost o problemă. El a vrut să plece înainte de joc. Eu am spus să rămână, să-și ducă... Chiar dacă antrenorul... Jucător introvertit. I s-a părut că are cineva ceva cu el. Nu, eu am explicat că... A intrat rezervă. A fost rezervă, a intrat pe final. Și cam atât. După joc, când am strâns mâna, și el va... Îi voi semna actele mâine. E în proprietatea noastră? Este jucătorul nostru încă un an de zile. Dacă nu mă înșel, nu pot să-i știu toate contractele. Le liberați acum. Îi dăm drumul, deci fără niciun fel de problemă. Și a exprimat și el dorința. A spus, domnule, dacă nu putem, nu pot să lucrez. Mi se pare că antrenorul are ceva cu mine. Ok, că nu. El a fost foarte frustrat pentru că el a fost jucătorul lui Snagov și cunoștea foarte mult lumea de acolo și dorea să joace. Dar el în ultimele 3-4 etape a jucat foarte puțin. Și Cristina a vrut să riște cu el și a jucat foarte bine. Ați văzut, nu știu dacă ați văzut, acolo a jucat și Urâtu, a jucat și Bocănete, care a făcut-o foarte bine, pentru că el joacă și stânga și dreapta. În dreapta a jucat Bocănete și a făcut-o foarte bine. Pleacă doar Vălimăreanu. Dorin Alberto? Dorin Alberto Vălimăreanu. Da. Pleacă, restul nucleului de jucători rămâne. Ce mai vine? Ce jucători mai vin? Aveți negocieri cu jucători din Telorman? Pe ăștia îi cunoaștem acum, presupun că nu tratați cu Messi, dar din Telorman așa îi cam știm. Da, discuție și cu 3 jucători, 4 din Telorman.
V-am spus, am avut discuții și înainte, dar nu puteam să discutăm foarte mult pentru că... V-ați exprimat doar intenția de a discuta atunci, de a negocia. Da, a fost doar un stadiu, doar o discuție. De principiu, ei și-au exprimat dorința de a veni la Roșiori, în anumite condiții. V-am spus, nu pot să discut acum nimic până nu voi face un, să spun așa, business plan cu tot ce ne trebuie. Aici eu am gânduri. Aș vrea să fac și echipa a doua la Roșior să vin, pentru că sunt jucătorii juniorii, nu vor mai avea unde să joace. Plus, la Liga a treia nu cred că ne mai permitem un lot de 13-14 jucători, cum am avut anul acesta. Păi ați mers la limite, ce să mai... Era foarte scurtă foaia de arbitraj a noastră. Pentru că vor fi 18 echipe la Liga a treia, campionatul va fi lung și apar accidentări, apar suspendări, indisponibilități. Insatisfacții, trebuie să schimb jucătorul că nu dă randament? Deci nu se va mai ia. Deci probabil că un lot de 22-23 de jucători apar fugari, ați văzut și dumneavoastră. Avem experiența asta până acum, să știți că n-am avut experiența asta la nicio echipă și credeți-mă la că lucrez... La se poate orice. Lucrez din 2001. Din 2001 prima dată am fost delegat la Rova Roșior și după aia ușor am luat-o cu directorul sportiv, cu directorul executiv, cu președinte și în fine, până la... Am luat-o toate etapele la rând, dar să știți că așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată, să-ți plece jucătorii cu două, trei etape înainte, chiar nu i-am înțeles. Da? Jucătorii campioni? Da, da. Da, vedeți, dacă era aici, o echipă, să zicem, Buzescu, că fugeau cei mai buni jucători, că îl gradează. Nu, am dat ca exemplu. Una e o echipă care e... Mi s-a părut, totuși ciudat. Acum probabil și cine le caută prea mult în coarne la jucători, iar în condițiile în care n-ai niciun fel de... Banii și au primit și primiseră băieții? Am uitat să mă întreb asta. Deci noi suntem la zi cu toate plățile, inclusiv salariul pe luna iunie. L-am dat înainte a jocului cu la ora 11:30, la ora 12 înainte de a pleca, le-am dat salariile așa cum le promisesem, pentru că atunci aia a fost problema. Au discutat băieții și a spus, bine, ok, prima nu putem să cerem, că nu știm. Eu le-am spus, eu în locul vostru ceream prima mea după joc. Cât e? Cât e prima? Când am luat aminte de interviul lui Lecoviște, da. 25 de milioane? Nu, sau... n-a fost niciodată, noi nu suntem ligat. 25 de milioane este... Sau 10 milioane? E un salariu mediu, așa, pe economie. Nu, salariul meu după economie nu e 14, e undeva între 8 și 1000 de lei. Minim sau minim? Minim, am zis mediu. Nu, da, eu am greșit. Minim, un salariu minim. Nu, este o primă foarte mare. Noi știm să răsplătim munca la jucători, probabil că ei meritau mai mult. Din punctul meu de vedere, vă spun sincer, că ei meritau mai mult. Dar astea au fost posibilitățile, nici nu ne-am apucat să promitem mai mult. E mai bine să promiți puțin și să te achizi. Da, să spui, că e ușor să spui 25 de milioane, s-au calificat băieții, după aia le dai 3. Eu vă spun că, da, noi nu suntem, vedeți ce au pățit cei de la Bal și anul trecut au promis la fel niște prime astronomice și nu le-au dat nimic. De altfel, unde sunt bani așa mulți și... Acolo să o lună, două, trei, patru și după aia se desumflă de tot, se sparg de tot. Nu, am promis o primă foarte, am spus. Realistă și care le și dăm. Urmează să le dați. Urmează să le dăm. A fost sâmbătă, duminică, toți jucătorii au plecat acasă, probabil până la sfârșitul săptămânii viitoare vom face și eu, v-am spus, o masă festivă. Cu lăutar, de data asta o să mă vedeți și pe mine, vă invit și pe dumneavoastră, o să mă vedeți și pe mine zâmbind, ca și acum, deci am trecut de stres, de emoții, de... Și eu am avut emoții, chiar dacă nu le-am avut ascunse, că în momentul, nici eu, și eu și Cristi, la un moment dat vreau, băi, tu ai emoții, și el antrenând la divizia B, având experiență, zic, băi, Cristi, nici eu n-am avut așa emoții, dar... Întotdeauna dar am vrut să le ascundem amândoi pentru a nu a crea aceeași stare și jucătorilor. Și cred că am reușit, în mare parte am reușit. Dumneavoastră o să aveți împreună cu antrenorul Cristi Negu o discuție cu primăria. Primăria este principalul... V-am spus încă o dată, vă spun încă o dată, 100% eu am bătut palma cu Cristi în condițiile în care eu rămân. Acum am stat discutat și cu Cristi. Eu nu rămân decât în anumite condiții. Rămân și dacă nu, Doamne ferește, dar nu cred că se pune problema să nu scrie echipa, nici se pune problema asta. Eu rămân și la Liga 4, dar să am un proiect. M-ați înțeles? Nu e niciun fel de probleme. Pentru mine nu e nicio rușine. Mă duc și la... Pentru că fac un lucru care îmi place. Și vreau să vă spun ceva. Eu lucrul acesta nu l-am făcut din punct de vedere financiar.
Pentru că eu sunt singurul de acolo care nu am salariu. Eu l-am făcut un lucru acesta că mi-a plăcut. Care sunt condițiile pe care le așteptați pentru ca echipa să fie continuare condusă de dumneavoastră în Liga 3? Condițiile care sunt, v-am spus, nu sunt foarte pretențioase, dar sunt, în primul rând, să găsim o modalitate pentru salariarea jucătorilor, în jur de 23 de jucători, și un buget și pentru echipa a doua, unde pot să-mi desfășor activitatea și unde putem să ținem toți jucătorii în priză. Astea sunt condițiile minime. Și aceleași lucruri care le-am avut și până acum, mână liberă totală în alegerea staff-ului, în alegerea jucătorilor, în alegerea tot ce sunt lucruri care cred eu că astea nu sunt o problemă, că le-am avut și data trecută, deci în discuția anterioară, acum 2 ani, și domn primar s-a ținut de cuvânt, absolut niciodată nu s-a băgat peste mine. La un moment dat, în iarnă, mă întreabă și pe mine lumea, pe cine e antrenor, și am spus, domnule, nu o să spun la nimeni, decât la momentul când o să-l aduc. Astea nu sunt foarte mari, dar v-am spus, dacă mă asigură un buget care nu trebuie să mint jucătorii, e ok, deci fără niciun fel de problemă. Cam la cât ar trebui să dăm o cifră? Nu știu, probabil că fiind singura echipă de Liga a treia din județ, fiind, să zic așa, reprezentant a Telormanului, să găsim o modalitate în care fiecare agent economic să ia, sunt câțiva agenți economic potenți la noi în oraș, să încerce să angajeze cât un jucător. Asta e cea mai mare problemă la ora actuală. Pentru că restul, un buget de, să zic, maxim 3 miliarde, poți face față la Liga 3. Dar cu condiția minim sau maxim? Minim. Maxim. Nu, maxim. Eu vă spun maxim. Dacă eu nu mai am probleme cu salariarea jucătorilor, cu 3 miliarde... Maxim, vă spun, maximul 3 miliarde fac față. Nici nu știu dacă cheltui 3 miliarde. În condițiile în care transportul ne-a asigurat de o firmă, am fost sponsorizați de o firmă în toată perioada, ne trebuie bani decât prime, organizarea jocurilor și cam atât. Cantonament, o deplasare, deci nu foarte mulți bani. Și v-am spus, dar dacă aș avea siguranța că jucătorii își primesc salariile minime, acelea care putem să le dăm, negociem cu fiecare în parte. Și v-am spus, jucătorii, nu la roșiori, eu mi-aș dori să câștige jucătorul 30 de milioane, dar... Ușor să-i promiți și mai greu să-i dai. Mai bine îi promiți 10 și îi dai 10. Eu mi-aș dori, deci vă dați seama, credeți că dumneavoastră, eu nu mi-aș dori să am jucători să-i plătesc, să am o echipă să... îi plătesc să le dau 30 de milioane, să le pare rău când... Dar eu, din 7-8 milioane, la un moment dat, începusem eu așa un pic, până am speriat și până am pus... Le-am tăiat câte 50 de lei, câte din 600 de lei să le tai 50 de lei. Deja e foarte mult. Da, spun jucătorii sau așa pe forum că sunteți un om dur. Că le tăiați. De când ați mai dat amenzi? De anul trecut din vară. De anul trecut din vară? Da, acum s-au șters toate. Bine, vreau să vă spun că dosarul era foarte stufos și acum. Da. Îl țineați acolo, știți, ca serviciile secrete. Era normal să-l ținem până la... Dar acum, v-am spus, la o echipă, într-un an de zile, apar multe și bucurii și necazuri și probleme. Dar echipa a dat dovadă de fair play. Asta e cea mai premiată echipă din punctul de vedere serioasă. Eu cred că noi am dat dovadă de seriozitate de cel puțin de 2 ani de zile de când eu am venit la Roșior. Seriozitate totală. Ne-am văzut de treaba noastră, ne-am băgat în jocuri murdare, nu... n-am creat probleme, dar, vedeți, v-am spus, mai apar și... Nimeni nu este perfect, mai ales că o echipă e un fenomen întreg. E greu să... E greu să gestionezi 30-40 de inși în fiecare... Deci în fiecare... Unul îți dă telefon care are o problemă, unul îți dă... Noi am încercat de așa natură ca fiecare, acolo din staff-ul de la Vezul Neață Scris, fiecare pe porțiunea lui să-și facă treaba. Și eu vreau să vă spun că nu eu sunt cel care... Eu n-am făcut decât să... Eu am muncit mai puțin ca ei, să știți. Eu n-am făcut decât atunci când am considerat de cuvință că... Ați intervenit se abate, am intervenit. Deci toată lumea de acolo și-a făcut treaba și meritul nu este numai al meu. V-am spus, meritul este și al lui Florin și al meu. Meritul este al lui Cristi Negru, al jucătorilor, dar în primul rând al celui care ne-a asigurat stabilitatea financiară și a jucătorilor. Ei doi au meritele. Și după aia urmăm noi cei din spate, începând de la magazioneri și terminând cu antrenorul de la juniori. Domnule președinte, dacă veți rămâne la Sporting, va rămâne și Cristi Negru? Scurt, suntem pe final. Cristi Negru
99% va rămâne, v-am spus, dar în condițiile și el a pus aceeași problemă, numai dacă rămân eu, rămâne și el la, la Sporting, dacă nu va pleca. Și o parte din băieți, dar v-am spus, ei trebuie să rămână că, pentru că au contracte cu, cu clubul. Se înscrie în Liga 3 a Sporting? 100% se va înscrie, pentru că altfel, nu știu. Ce am făcut? Adică am mers degeaba pe la Snagov, să vedem Paradisul Verde. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns invitației noastre. Interesantă discuția, bogată în informații. Vom rămâne cu ochii pe, pe Sporting. Distracție mare la banchet, baftă la negocieri și să fie într-un ceas bun revenirea Sportingului. Și eu vă mulțumesc și v-am spus, vă invităm cu cea mai mare plăcere la, la sărbătoarea noastră, de, probabil la sfârșitul săptămânii. Suntem liberi. Vă mulțumim, dragi prieteni, că ați fost alături de noi la această ediție Sportul Special. Sunt Bogdan Codruță, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Media Sud. În câteva minute vin știrile. Toate bune, până data viitoare. La revedere!